Problema ierbii mari din cartier este cunoscută. Ploile au făcut ca vegetația să crească, iar Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public și Privat nu a putut să facă față situației. Avem aproape 2 luni de zile în care aproape în fiecare zi am avut precipitații, de multe ori excedentare, și vedem ce se întâmplă și la nivel național. Facem toate eforturile necesare să acoperim cu tunsul gardului viu și cositul ierbii întregile spații verzi din oraș. Dar am avut anumite priorități, am avut zona centrală, am avut parcurile unde oamenii ies la recreere, mai ales acum după ce s-au relaxat măsurile pandemice, și am reușit să trecem odată prin tot municipiul, ca și cosit și tuns gardul viu. Ce să vă spun, avem 6 motocositori, dintre care 5 active, adică având un om pe ele, și 2 motocoase pentru motoforfeș pentru gardul viu. Am chemat sâmbătă oamenii, cetățenii care au fost de bună credință, i-au văzut în cartiere sâmbătă lucrând. Am apelat, ca să spun așa, și la niște ajutoare din exterior venite benevol. Am făcut tot ce ține de noi. Din păcate ne-a biruit, ca să spun, iarba prin condițiile atmosferice prielnice care au fost. Facem, deja am început la a doua coasă în tot municipiul, s-a făcut zona centrală, s-au făcut parcurile a treia oară, acum am început cu cartierul Gării și începem pe cartiere, cu Vișoiul și Gruiul. Din păcate, o altă problemă a apărut odată cu aceste ploi, o invazie de căpușe și cazuri de mușcături la copii. Dacă în alte orașe și în municipii au fost începute campanii de stropire a spațiilor verzi cu insecticid, la Câmpul Lung încă se mai așteaptă. Am informații nu de acum, de 30 de zile, că au apărut căpușe și mi s-au adus la cunoștință. Am făcut hârtie imediat în acest sens către primărie. Urmează ca dumnealor să facă achiziția din SICAVE, o firmă prestatoare de astfel de servicii, care nu sunt la îndemâna oricui, având în vedere că se lucrează cu substanțe periculoase. E nevoie de autorizații speciale? Obligatoriu. Sunt numai anumite firme cu verificări riguroase, deoarece substanțele sunt extrem de toxice, diluțiile sunt extrem de riguroase, și atunci nu ne putem juca cu treaba asta. De aceea, deci noi efectiv, ca și societate, noi nu avem acreditare pe așa ceva. Pe pagina de socializare a studioului Mușcel TV am primit o sesizare cu privire la cazul unui copil care a fost mușcat de o căpușă. Mama copilului a trimis câteva imagini și ne-a scris că a fost cu micuțul la spital pentru că era mușcat în 3 locuri. În ședința ordinară de miercuri, 30 iunie, este propus spre aprobare un proiect privind aprobarea formei de gestiune, regulamentul și caietul de sarcini pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în municipiu.